Bun, salutare tuturor, numele meu este Azlu și bine v-am regăsit aici la un nou episod de pe acest canal. Probabil ați văzut că în trecut am făcut Minecraft cu cea mai ieftină tastatură, care ne-a costat undeva la 16 lei. Ei bine, astăzi am revenit cu partea a doua, în care o să ne jucăm Minecraft Bedwars cu cel mai ieftin mouse. După cum puteți vedea, mi-a fost livrat de către Mag în cel mai neprofesional mod, aș putea spune. După cum puteți vedea, au jucat fotbal cu cutia asta, au folosit-o pe post de minge de tenis, nici eu nu știu exact ce au făcut cu ea, dar ceva de genul ăsta arată cutia. Deci puteți să vă dați seama că au avut foarte mare grijă de acest colet. Dar da, lume, după cum îl puteți vedea, este aici mini mouse optic cu fir, model clasic cu 3 butoane și LED albastru, deci avem și luminițe. La tastatură am observat că nu a fost o diferență chiar de mare și aia este mai mult un flex tastatura, aș putea spune, dar eu presimt că la mouse chiar o să fie un dezavantaj și abia o să ne jucăm. Deci sunt curios cum o să fie gameplay-ul din acest episod cu acest mouse. Mouse-ul a costat 10 lei în cap, din nou aici chiar a costat livrarea mai mult decât mouse-ul, că cred că e 12 lei livrarea la Easybox, dar oricum, lume, îl avem aici. Cel mai ieftin mouse, e genul ăla de mouse pe care cred că l-am avut toți când eram foarte mici și aveau părinții calculator și nu prea știam și noi ce să facem pe el și avea un mouse din ăsta și pentru noi era destul de fascinant. Cam ăsta este, după cum puteți vedea, este foarte, foarte mic. Cred că am aici să vi-l compar cu G203-ul. Până și G203-ul este mult mai mare, care e considerat un mouse care nu e foarte mare, deci... nu știu ce să spun de mărimea lui, are cablu foarte, foarte subțire, dar din ce văd aici nu are cablu foarte scurt, ceea ce e bine, că putem să-l trecem frumos pe după birou până la spate. Deja sunt călcit, e bine, deja sunt călcit de la început. Probabil, vă dați seama, nu există niciun driver, nu există nicio configurație a DPI-ului, nici nu cred că cunoaște termenul de DPI mouse-ul ăsta. Cum îl bagi, așa se mișcă și te obișnuiești, nu te obișnuiești, faci ce vrei. Mai mult mouse pentru persoanele în vârstă care se uită pe Facebook, dacă mă întrebați pe mine, dar... Holy fuck, o să fie imposibil să ne jucăm cu asta. Mamă, cât de greu se apasă. Deci voi n-aveți nicio idee cât de greu se apasă clicurile. Mamă, o să fie super obositor să jucăm cu mouse-ul ăsta. Deci clicurile sunt de două ori mai heavy de apăsat, aș putea spune. Rotița e foarte... Da, nu este cea mai bună experiență. Pot să vi-l arăt așa și de și mai de din aproape, dacă îmi dai o seama exact cum este unghiul camerei. Deci cam ăsta este mouse-ul Spacer, oameni buni. Este un mouse excepțional, ce pot să spun. Și da, probabil o să ne tragă foarte mult în jos. Așa că o să-l conectăm la PC și o să intrăm pe Hypixel. Ok, lume, ne-am întors aici și pe Hypixel și la ce m-am gândit în timp ce mi se deschidea Minecraft-ul este că tu, cu banii pe care îi dai pe un G-Proiect Superlight, care e mouse-ul meu main, cu banii aia poți să cumperi 70 de mouse-uri din astea, deci este un raport preț-calitate, dacă mă întrebați pe mine, foarte bun pentru simplu fapt că mouse-ul merge și dacă te chinui puțin, te obișnuiești să te uiți pe PC, gen pe Windows, pe el și nu e chiar atât de rău. O să jucăm un HC Duel ca să vedem, să ne acomodăm exact cu PvP-ul și după aia, bineînțeles, se poate încercăm un... din ăla training de bridge și după aia ne băgăm la Bedwars, dar o să fie foarte greu având în vedere că doar așa pot să dau jitter pe el și e un grip destul de ciudățel, dar este un mouse ușor sub medie, aș putea spune. What? Nu e chiar atât rău. Piciorușele, ca să vă fac o idee, mă chinui, piciorușele mai mult decât să alunece pe mousepad, el mai mult așa se târăște de-a lungul mousepad-ului, se chinuie să meargă de-a lungul, adică cred că se și aude sunetul. Deci nu este chiar cea mai bună chestie. Mă, dar asta ce face? What? I-am dat easy-ul. Cum am reușit să-i dau easy-ul? Hei, e un semn bun. Ok, hai să mai jucăm unul în care poate picăm cu un player care se și luptă înapoi cu noi. Că... What? Azul este un god cu mouse-ul de 10 lei? Wow, surprizător. Bine, probabil dacă intru pe Mindman să-mi bat cu ea, nu o să mai fie chiar atât de ușor, dar... Eu nu știu cum pot să țintesc cu așa ceva. Nu am crezut că o să fiu în stare. Probabil se aude foarte nasol în tremurător birou când fac jitter click. Ar fi interesant să punem, ok, să punem după match-ul ăsta un CPS counter ceva, să vedem și câte CPS-uri facem. Dar vă garantez eu că nu foarte multe. E perfect, lume. Nu cred că fac 11 CPS-uri cu așa ceva. O să trecem acum, am dat click prost, o să trecem pe Hypixel Bedwars. Observ că are foarte... Hai să oprim chestia asta că e useless. Are sensitivitatea mai mare decât DPI-ul 800 și aș putea să o ajustez din Windows, numai că după aia fac un terci din sensitivitate, așa că mai bine mă obișnuiesc așa. Ce-i drept, nu pot să spun că e foarte rău senzor. Ba da, dacă fac un flick, nu poate să facă flicuri.
Asta e o problemă pe care au până și mouse-urile astea de gaming de vreo 50 de lei. Nu pot, nu au senzorul suficient de bun încât să poată să facă flicuri. Vedeți că nu se încearcă să se miște, dar e prea rapid pentru mouse. Așa că trebuie să întorci așa frumos, să te miști încet. Hai să vedem cum facem speed bridge cu mouse-ul ăsta. Da. O să fie excepțional. Bine, aici nu e mare filozofie pentru că în mare parte poziția mouse-ului stă pe loc și așa să dai click pe el din când în când reușim și noi numai când sărim. Am impresia că nu o să poată să ne dea track și o să cădem cumva am reușit. Și jitter. Excepțional bridge, ce pot să spun. Nu cred că o să putem să facem jitter bridge pe mouse-ul ăsta. Nu pot să fac atâtea CPS-uri pe el. Deci nu... Butterfly? Doamne, ce pot fac? Ok, deci de ținut minte nu putem să facem jitter bridge pe el. Dacă trebuie să dăm... să ne urcăm în sus, ne vom urca așa încet. Nu știu că nu e chiar atât de rău, dar să ne urcăm așa. Ok, lume. mă simt pregătit pentru Bedwars. Hai să vedem ce facem cu mouse-ul ăsta. Așa, lume, și ne-am întors și noi aici pe Bedwars. Nu știu exact pe ce naiba mapă ne-am spawnat, dar suntem echipa Pink. Pe când episodul trecut a fost așa mai mult o testare de o tastatură nouă, aș putea spune, a fost ceva for fun. Vă garantez eu că episodul ăsta chiar o să avem o provocare în a câștiga meciuri. Și eu dacă câștig un meci o să mă consider accomplished, o să mă consider că mouse-ul și-a făcut treaba. Copil gri. Nu înțeleg cum a ajuns la mine în atât de scurt timp, dar... Ok. Avem un început extrem de prost. Aoleo. Trebuie să-l omorâm și pe aia să-i luăm patul. Ah. Holy fuck. Nu pot să cred, lume. A fost scris în stele să joc cu acest mouse. Și ce-l batem lejer. Mâncăm și gap. Da, nu. Păstrăm gap-ul pentru la final. Acum nu cred că o să-și poată lua nimica. What the fuck? Mouse-ul este atât de prost, dar joc surprinzător de decent cu el. Nu credeam că e posibil așa ceva, dar aparent este. Deci aparent avem nevoie doar de o perioadă de acomodare cu stilul de joc invocat de acest mouse. Dar odată ce ne obișnim, devenim pur și simplu gozi. Hai să luăm diamante, numai că o să trebuie să facem podul foarte încet ca să nu picăm. Da, click-urile sunt chestia care îl trag cel mai mult în jos. Ar fi interesant să revenim cu un mouse de gaming din asta de 30 de lei sau ceva de genul. Să vedem, poate pe alea te poți juca un pic mai ușor. Ok, lume, se pare că Redu e aici la mid și din fericire Redu este final kill. Deci dacă reușim aici să ne luptăm cu el. Holy fucking shit, sunt insane cu mouse-ul ăsta, eu nu pot să cred. Deci nu pot să cred că l-am luat pe tipul ăsta. Acum fugim imediat acasă și ne luăm perle de emeraldele astea. Dar nu cred că am reușit să-l omorâm. Deci, bă, frate, e insane mouse-ul ăsta mic. Deci, n-am știut că am nevoie de chestia asta în viața mea până acum. Putem să ne luăm acum și protection. Și mai e doar white și green care au pat. Bine, nu mai am eu pat, ceea ce nu e cel mai bun lucru. Deci putem să ne luăm o perlă, I guess. Și o altă perlă și speed. Pot să găsesc speed și jump 5, de ce nu? Am văzut că au nerfat bridge-urile și acum sunt doar e doar un emerald și eu mi-am pus chestiile în ender chest kit că sunt final kill. Bravo, Azlo. Luăm și noi așa câteva iteme. Mă mișc destul de încet cu el, după cum puteți vedea. Vă dați seama, mi-e destul de greu să controlez mișcările și tot acâmul. Da, mouse-ul nu are butoane laterale, deci nici să nu ne gândim să facem ceva hotkey-uri sau chestii pe el. Pur și simplu, astea trei butoane sunt butoanele lui. Cred că putem să mai luăm emeralde, să vă spun sincer, că nu cred că au venit nimeni decât ăsta, care e final kill, dar nu știu dacă ar trebui să-l omor. Am ratat fireball-ul în cel mai urât mod posibil, pentru că teoretic ăsta este un player care ar putea să se ducă să spargă patul la green. Da, pe unde o să se ducă? O să se ducă pe aici? S-a uitat la un clip de la un YouTuber de Bedwars. Da, nu, mă rog, noi avem două perle, putem să... Ce face? Se duce pe... Unde naiba se duce ăsta, mă? Dacă mai avem aici un fireball. Am făcut block latch cu mouse-ul ăsta, eu nu pot să cred așa ceva, lume. Mergem pe el. Am mai dat un fireball. Mă, cred că și mai cumpărăm. Hai să dăm așa un mic engage cu el, că am așa poftă de niște PvP. Să urcă sus. Aici nu cred că mai avem ce chestii să luăm. Hai să vedem. Bine, el are 16 HP, deci...
l-am distrus, nu știu cum i-am prins double hit-ul ăla, dar l-am rezolvat. Și suntem noi versus White, care este final kill. Nice. Ok, l-am văzut aici pe ăsta de la White. Ia emeralde, deci ar trebui să avem o leacă de grijă la el. No, nu, te rog, nu spune că e cheater. Pare a cheater, să vă spun sincer. Dar nu e. Deci eu nu cred că am luat match-ul, boys. Deci eu nu cred că am luat match-ul cu mouse-ul de 10 lei. Deci eu nu pot să cred așa ceva, lume. Deci mouse-ul ăsta nu este, nu e, e rău. Dar nu joc surprinzător de rău cu el. Se simte senzitivitatea aiurea, se simte că e mic mouse, se simte că are clicurile grele, dar nu are nicio problemă de genul că nu dă track sau că nu poate să înregistreze CPS-urile. E genul de mouse care îi limitat de preț, numai că nu are niciun feature din ăsta care îl compromite de tot, care îl face să fie compromis. Pur și simplu e meh din toate punctele de vedere, dar nu are nicio chestie care e chiar atât de rea încât să fie unusable. Bă, fraților, probabil dacă ar trebui să folosesc mouse-ul ăsta ca mouse main, probabil m-ar lua lacrimile o săptămână, două, și după aia încet așa m-ar lua lacrimile din ce în ce mai puțin și până la urmă m-aș obișnui cu el. Nu este surprinzător de rău mouse-ul ăsta, deci mouse la 10 lei, ce să mai zici? Spacer, aparent Spacer fac produse bune și ieftine, bine, probabil e firmă de tastaturi de laboratorul de informatică. Suntem aici pe Mime, probabil o greșeală să fiu aici, dar vreau să mă bag la un build-ul HC să vedem. Sunt curios cum e PvP-ul, gen, vreau să joc așa un PvP ca lumea cu mouse-ul, să sperăm că nu-mi iau ban de la ceva feature dubios pe care are mouse-ul ăsta, vrea să se boosteze. Trebuie să merg cu tastatura, să merg pe tastatură pe slotul 8, nu pot să am hotkey. Nu-mi dau seama dacă mi-am astupat lava sau dacă mi-a luat-o el, dar cred că mi-am astupat-o. Aici trebuie să ne... Te chinui un pic să-ți faci baricadele, bine că nu ai butterfly, nu poți să faci deloc butterfly click pe el. Dar ați văzut că pe partea de jitter chiar nu a fost foarte rău. Adică te chinui un pic, trebuie să-ți găsești un grip diferit, dar poți să faci jitter pe el. Asta nu-ți dai seama că îl văd la picioare. Aici mi s-a dus aim-ul destul de nasol. Și am băgat, trebuia să bag golden apple, că aveam 3 inimi și jumătate. Try hard cu mouse de 10 lei, oameni buni. Eu ce să vă mai spun. Bă, dau surprinzător de... Nu dau foarte rău cu arcul. Asta nu știu ce tot se chinuie, se învârte, se dea cu arcul. Bro, am un fucking mouse de 10 lei. I-am astupat lava. I-am pus lava. Și acum punem niște blocuri și îl dăm așa un pic în spate. Cred că putem să îi... Ba nu, nu putem să-i dăm un hit, era mișto dacă îi dăm un hit. Măcar i-am prins un arc. Cred că mi-l prinde înapoi, da. Gen, mouse-ul nu poți să spui că are ceva probleme. Am mai povestit și în lobby. E meh din toate părțile, dar nu poți să spui că are ceva game-breaking, așa. L-am luat, deci l-am luat pe tipul ăsta. Tremură tot birou când dau jitter click și scârție click-urile de la mouse. Cred că se aude foarte aiurea, îmi dau seama. Dar, bro. Ok, lume. Cred că cam asta o să fie episodul ăsta, este mouse-ul de 10 lei. Nu o să mai jucăm în episodul ăsta două runde de Bedwars, că am văzut că ies destul de lungi episoadele. O să o lăsăm așa, dar ca să vă fac așa un mic spoiler alert, o să mai apară clipuri pe canal și cu tastatura și cu mouse-ul și cu alte periferice ieftine, pentru că e o serie, miniserie pe care plănuiesc să o încep vara asta și să o și termin probabil vara asta, că o să epuizăm destul de rapid clipurile. Cam asta a fost episodul meu, ăsta este mouse-ul de 10 lei și nu am știut că este surprinzător de... Nu e chiar atât de rău. Deci, da. Dacă v-a plăcut episodul, uitați să lăsați un like, nu uitați să vă abonați la canal. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!